Mulțumesc frumos! Sunt foarte frumoase! Doamne, ce frumusețe de tot! Mulțumesc din suflet! În continuarea prezentării, tot din partea conducerii, Doamne Ghiștin și Doamne Vreba, deci că acest eveniment a început cam așa. Domnul Cuțroghe, dar domnul, să rămână, am putea să nu știu ce, cu mare plăcere. A fost începutul redat corect? Eu vă mulțumesc că ați venit de la Crăciun, care a fost și colega noastră. Sunt o scriitoare care scriu cărți pentru copii și nu numai, bineînțeles, și vă doresc să aveți bucuria de a savura ceea ce vă vor povesti, vă vor vorbi despre cărțile lor. Ar trebui să... Așa cum este obiceiul, un mic CV al Domnului. Da, văzând cărțile acestea, asta este CV-ul colegei noastre. Urmează eu să zic de ce și cum. Da. Dumnezeu ne prezintă astăzi trei cărți care vor fi prezentate de colega noastră, Angela Vortea, și de colega noastră, Violeta Craig. Este vorba de o carte memorialistică, Povestea Troiței, da? O altă carte de poezii, Dulce Cânt de Menestrel, și încă una, este vorba de Povestea Brândușei. O poveste, da? Povești și poezii fără sfârșit. Cartea așa. Cum observăm, dumneai este calată pe literatură pentru copii. Cel puțin din ce avem astăzi. Dar și pe un subiect memorialistic.